Bună seara și bine v-am găsit! De mii de ani, omul a încercat să-și explice lumea și viața. Diferite teorii cosmogonice, ipoteze materialiste sau creaționiste s-au confruntat într-o bătălie a argumentelor. Sunt universul și viața rodul unei intenții creatoare sau sunt expresia unui accident, a unei întâmplări? Pentru a desluși atât cât se poate misterul, pentru a pătrunde în necunoscutul din spatele lucrurilor, mi-am propus să vă invit într-o călătorie, spun eu, fascinantă, pe care am numit-o Universul între inteligență și întâmplare. Cel care ne va fi ghid în această călătorie este domnul profesor universitar dr. Dumitru Constantin Dulcan, specialist în neurologie, autorul bestsellerului Inteligența Materiei. Bună seara și bine ați revenit în emisiune. Bună seara, bine v-am găsit. Prima întrebare care cred eu că trebuie pusă în acest context al acestui subiect este dacă se poate vorbi despre o inteligență a Universului. Eu cred că în stadiul de cunoaștere actual nu este prea greu să sezizăm că pretutindeni este o inteligență. Întrebarea este, și asta și-o pune mai ales oameni de știință, inteligența este efect al evoluției materiei sau inteligența este cauză a evoluției materiei, deci a Universului? Și aici discuțiile sunt și de o parte și de alta cu argumente de rigoare. Referitor la univers, sigur, unul este Universul ca intenție creatoare a unei rațiuni, a unei inteligențe, iar din punct de vedere științific, există la rândul lor încă două concepte. Conceptul unui univers staționar, în sensul că universul n-are început, n-are sfârșit, este staționar, nu se extinde, nu se contractă. O altă concepție este teoria Big Bang-ului, al lui Gamow și alții, care presupun, în baza unor argumente, că universul ar fi apărut printr-o explozie, printr-un accident, cum spuneți dumneavoastră, acum 13,5 miliarde de ani, sau alții spun 14-15 miliarde, sigur, cifre variabile, luând ca argument o radiație egală în întregul univers, care consideră că ar fi o sechelă de la momentul primordial de începerea Universului. Întrebarea persistă, nu se poate răspunde la întrebarea. Bine, ce a fost înainte de? Înainte de, spun unii, n-a fost nimic, nici timp, nici spațiu. Și că totul începe cu acest Big Bang, cu această izbucnire a unei materii la miliarde de grade, atât de mare temperatura, încât particulele elementare ale materiei încă nu se puteau coaliza, nu se puteau închega, nu puteau să se formeze, și că în următoarele 3 minute și 3 sferturi, spun unii, acestea ar fi început cu hidrogenul, cel cu valența 1, și hidrogenul fiind capăt al tuturor elementelor cunoscute în tabelul Mendeleev și, sigur, multe artificiale apărute ulterior prin mintea umană, prin creația omului, dintre care în jur de 56 pare să existe, să fie și în structura vieții, a viului, speță și a structurii umane. Sigur că toate aceste teorii sunt ipoteze, pentru că cu certitudine nimeni nu știe și nimeni nu poate aduce o dovadă irefutabilă care să stabilească definitiv care este cauza apariției Universului. Sunt teorii cu argumente mai solide sau mai puțin solide și acum eu cred că putem să înțelegem mai bine motivul pentru care există acest univers dacă ne uităm la efecte, dacă căutăm, și aici este, zic eu, foarte interesant, pentru că dacă cercetăm cu atenție vom găsi inteligență în toate straturile. La toate nivelurile de existență. Exact. Da. Ori existența acestei inteligențe care arată o intenție creatoare, un program în care speciile se dezvoltă, par să fie argumentul suprem, dar indirect, dar același timp foarte direct, pentru a sublinia intenția creatoare de la începuturi. Hai să abordăm ambele concepte, și al întâmplării,
dacă rezistă unei analize științifice pertinente și raționale, de ce nu? Și acele al unei intenții creatoare. Să merge la întâmplare, pentru că ăsta e conceptul științei actuale, concepția materială este pe asta, s-a amizat. Da. Și viața este rezultatul unei combinații întâmplătoare chimice care a generat... Absolut. E o concepție reducționistă, unei așa zisul realism. Ei, poate că lucrurile ar fi rămas așa multă vreme dacă, începând din 1900 cu Max Planck și ulterior, în cei 27 de ani în care fizica cuantică este conturată, după cum știm, la Copenhaga în 1927 de către Werner Heisenberg, care, interesant, avea numai 27 de ani. Deja vorbise atunci de principiul incertitudine. Ce minte, ce formidabil lucru. Și știți, după cum se știe, că toți creatorii, toți cei implicați în crearea fizicii cuantice, au fost toți laureații primul Nobel, că nu erau niște... Ei, lucrurile au fost atât de fantastice, pentru că în clipa în care intri cu fizica cuantică, tot raționamentul nostru, rațional, al logicii raționale, formale, că 1 plus 1 egal totdeauna cu 2, cade. Se creează o falie epistemologică în cunoaștere din clipa aia, pentru că, pur și simplu, 2 și cu 2 nu mai fac 4 virtutea logicii polivalente de la nivelul câmpului cuantic. Poate să facă 100, poate să facă 1000, dar și 4. Dar nu mai rămânem pe o logică fixă. Cum să spun, ermetică, în care dădea omului cumva o siguranță a rațiunii lui. Sentimentul că ceea ce vede este real. Pentru că fizica... Ceea ce vede este doar o frântură din realitate. Pentru că fizica newtoniană, fizica clasică, duce discursul științific până la nivel de substanță, până la nivel de atom. Și el spune, întreaga realitate are un substrat concret, real, perceptibil simțurilor noastre sau un aparatul pe care noi le facem. Și asta e foarte interesant că un fizician chiar care luase premiul Nobel spune în 1890-95 că nu mai e mare lucru de descoperit. Mai descoperiri s-au făcut. Ceva foarte mic. Și numai la câțiva ani, 1895, Röntgen descopera razele X. În 1903, în 1996, Becquerel radioactivitatea, în 1903 deja se ia cu soții Curie, ia premiul pentru radioactivitate, adică lumea se extinde, fizica cuantică extinde discursul de la nivel de substanță la nivel de câmp, unde nu mai e materie, unde nu e dar câmp, adică un câmp care nu mai este perceptibil simțurilor noastre. Și vedem că dincolo de atom încă mai există ceva. E bine, plecându-se de aici, se creează fizica cuantică, care ne spune cert că în profunzimea materiei, iată cum spune Mihai Drăgănescu, al fizician mare, în 1979, prin profunzimea lui materiale, în profunzimea materiei, spune el, există informații care precep pe cea genetică. Câmpul cuantic este substanță și câmpul metal și posibilă a tot ceea ce există în universul ăsta. Și atunci vorbim la nivelul câmpului cuantic, în clipa de față, cel puțin aceasta este concepția, de o conștiință și o energie. Acestea sunt, dacă vreți, sursele universului. Sigur, asta aduce foarte multă apă la moara religiei, dar lucrurile par, iată paradoxul, odată cu renașterea începe să dezvolte știința și conflictul între religie și știință le îndepărtează și odată cu descoperirea fizicii cuantice și mai ales a ultimului, ultimele descoperiri ale secolului nostru, începem să certificăm o serie întreagă dintre afirmațiile religiei. Asta nu înseamnă că știința confirmă toate subiectivismele umane, toate implicarea umană la nivel subiectiv în istorie și nu numai în religie, în toată evoluția lumii sau civilizației. Discutăm însă de esența lucrurilor. Pare să că dincolo de noi este o conștiință care este responsabilă de ceea ce se întâmplă în universul ăsta. Pentru că dacă mergem, iată, Max Planck o spune la o întâlnire cu fizicienii în 1944, un lucru extraordinar. Spune așa, ca om care m-a ocupat toată viața mea de cel mai concret element, materia, pot să afirm că lumea există pentru că universul atomic este susținut de o minte, de o forță, mintea materiei, o inteligență. Adică, la nivel profund, în câmpul cuantic, găsim toate modelele lumii conștiente. Aceste modele lumii conștiente sunt toate potențiale realității, din care noi, prin conștiința noastră, ceea ce mi se pare un lucru extraordinar, lucru pe care, iată, este de ultimă oră,
să știm că noi prin mintea noastră creăm o realitate și luăm, activăm una din lumile potențiale care sunt în profunzimea câmpului cuantic, ceea ce mi se pare un lucru fantastic. Mai mult ne spun oameni de știință în domeniu. Particulele de materie vin din această profunzime a câmpului cuantic în lumea noastră, lasă conturul, lasă urma obiectelor pe care le vedem și dispar înapoi în acest neant. Întrebarea e, unde se duc? Superbe lucruri. Și că mintea mea este cea care creează realitatea. Noi ne creăm una din miliardele de posibilități care sunt la nivelul profunzimii lui materiale și acest este superb. Doi, asta îmi spune că eu sunt co-creator de lume, de materie, ceea ce mi se pare colosal. Dacă mergem pe ipoteza extensiei lui Dumnezeu, atunci înțelegem că, pur și simplu, Dumnezeu pare să ne fi făcut parteneri. Iar această calitate de co-creator ne face responsabili, evident, pentru viața aici, noastră, exact, și pentru acelor de aici devine responsabilitatea pentru tot ceea ce facem, tot ceea ce gândim. De unde știm că această realitate nu este aceeași pentru toți? Păi iată, să luăm la televizor. Păreri opuse. Da. Aceeași realitate o vedem diferit. Cum e posibil? Este posibil pentru că noi ne creăm realitatea în funcție de, și asta e foarte interesant, capacitatea mea de interpretare a lucrurilor, de instrucția pe care o am, logic. Da, experiența. Experiența pe care o am. Dar lucrul cel mai grav este în funcție de interesele pe care le am. Adică eu nu exprim ceea ce este, ci exprim ceea ce vreau. Și asta înseamnă o percepere subiectivă a realității. Dar lucrul ăsta are o altă consecință care este neapărat important să o spunem. Toată știința de până acum care s-a bazat pe un concept materialist asupra existenței lumii, spunea că o cercetare este obiectivă, că noi facem niște studii în care ne implicăm, nu ne implicăm subiectiv, ci pur și simplu vedem fenomenele care se petrec dincolo de conștiința noastră, în consecință că rezultatul meu este unul obiectiv. Acum constatăm că de fapt e subiectiv, că noi ne creăm fiecare dintre noi o realitate și că adesea de fapt descoperim ceea ce deja avem intenție în minte. Asta înseamnă că lucrurile sunt întocmai așa. Sigur, o cercetare poate să și infirme, dar la modul afirmativ că noi prin observarea realității suntem realiști și obiectivi, iată că fizica cuantică ne spune nu sunteți obiectivi, ci sunteți subiectivi, pentru că vă implic. Noi, ființa umană, ne implicăm în crearea propriei noastre realități, ceea ce mi se pare că are consecințe extraordinare. Da. De aia se spune că Niels Bohr a scris pe ușă interzis pentru filozofi. Ei și-au dat seama că în momentul în care principiile fizicii cuantice care merită să-i discutăm ajung la nivelul mediei, mass mediei, al oamenilor de cultură, nu numai de specialitate, în clipa aia, toată concepția noastră de 400 de ani, atât de fermă a existenței unei lumi materiale, concrete și reale, are mari dificultăți să mai fie înțeleasă. Ori, aceste lucruri, nu numai eu, este o întreagă spiritualitate pe care Occidentul o cultivă în clipa de față și vorbesc de o nouă știință, o nouă paradigmă. Acestea începe în 1975, odată cu apariția cărțului Raymond Moody, Viața după viață. Cam prin 92, fizica cuantică începe să pătrundă la nivelul mass media și deja să fie comentată. Vin după aceea, tot în 92, științe neurocognitive și tot acest mănunchi pe care Will Koch și mulți alții, eu însumi le-am numit o nouă știință, par să impună un cuntut al concept. De ce este important acest lucru? Extrem de important. Este foarte important pentru că această nouă paradigmă a unei noi spiritualități este considerată a fi soluția unei lumi care să fie cu totul alta decât cea prezentă, în care crima, ura, războaiele, toate aceste neajunsuri, această discrepanță imensă socială între unul care cerșește și alții care nu mai pot desprinde, lucrurile astea la nivelul omenirii pun mari întrebări și se caută mari soluții. Ori iată, noua spiritualitate, această nouă știință pare să pledeze pentru o nouă paradigmă. Avem nevoie, cu alte cuvinte, și toți subliniază lucrul ăsta, de o rediscutare a tuturor conceptelor fundamentale a lumii. De la societate, modelul social, religie, conceptul de om, conceptul de moarte, de viață, enorm de multe lucruri pe care noi le-am văzut dintr-o prismă a unui adevăr pe jumătate. În acest context vreau să vă descriu experiența pe care am avut-o acum puține zile și care pentru mine a fost foarte specială.
transformatoare, deși în aparență cei mai mulți s-ar aștepta să fie o experiență traumatizantă care să rămână cu niște sechele sufletești. Ei bine, acum nu multe zile, mai exact pe 31 martie, tatăl meu a plecat în lumea de dincolo și în ultimele 3 zile am fost aproape oră de oră, zi și noapte, la căpătâiul lui, l-am susținut, i-am dat curaj, am vorbit cu el despre toate dovezile existenței lumii de dincolo. Ideea este că, dincolo de suferința cu care el s-a confruntat în aceste zile, a reușit să plece în păcat cu convingerea că ajunge într-o lume mai bună și mai frumoasă. În ultima zi a fost și sora mea prezentă și l-am ținut de mână în momentul plecării, deci am putut să vedem tot procesul desprinderii sufletului de corp și chiar vreau să vă să punctez câteva lucruri și din experiența dumneavoastră în legătură cu moartea clinică, cu toate aceste fenomene de la granița morții, să spuneți cum percepeți ce s-a petrecut atunci. Practic, în dimineața zilei de 31 martie, duminică, înainte de a intra în comă, eram împreună cu el, era și sora mea și sora mea era într-un unghi mai favorabil, în sensul că în patul de spital, în spatele lui, era un perete mai întunecat. Și îmi spunea, și fac o paranteză, ea nu a fost, nu are, n-a citit informații pe domeniul ăsta, că s-a autosugestionat. Și îmi spunea că a văzut pentru câteva fracțiuni de secundă, ieșind un abur, deși acolo era cald, erau 30 de grade, 28 de grade, n-avea cum fizic să iasă un abur, dar spunea că pentru o fracțiune de secundă a văzut un abur ieșind din gura lui. A spus că a fost cutremurată de ce a văzut, i s-a făcut pielea de găină și a fost așa, au lăsat-o picioarele, asta este descrierea pe care a făcut-o ea. Eu l-am văzut, nici nu eram atunci, nu mă uitam în direcția lui. În momentul în care s-a petrecut momentul desprinderii de corp, după 6, 7, 8 ore de comă, a deschis ochii foarte mari, a privit undeva în sus și a adunat cu ultimele puteri și a pus mâinile pe piept, s-a mai crispat de câteva ori, după care... A fost conștient că pleacă. Da, a fost chiar înainte de a intra în comă cu un sfert de oră, a spus gata, plec. Super. Deci era, chiar dorea să plece și știa. Da, e foarte bine că l-a lăsat. Da, da, da. Și noi ne-am rugat și eu și sora mea ca să plece cât mai repede și mai ușor, pentru că nu avea nicio șansă să mai rămână aici. Ideea este că după ce a plecat, fața lui era relaxată, avea un ușor zâmbet. Ați văzut că... Și ochii erau senini. Aproape câteva ore zici că e viu. Da. Mai întâi vreau să vă exprim condoleanțe, evident. E vorba de plecarea tatălui dumneavoastră. Și mă bucur nespus că am prilejul să răspund la această întrebare. Iată, acesta este motivul pentru care am scris Mintea de Dincolo. Pentru foarte mulți oameni care, ajuns în pragul plecării, au această anxietate teribilă, cum spune Mircea Eliade, sentimentul tragicului. Unde mă duc? Și el spune că oamenii care n-au educație în domeniul religios au pur și simplu trăiesc senzația sfârșitului a neantului. Ei văd doar neantul. Că, dimpotrivă, oamenii care au o credință în ceva, cum spune Atsuțea, zice, oamenii care cred în Dumnezeu se duc bucuroși într-un cimitir, în timp ce cei atei se duc cum s-a dus Cioran, adică în sensul tragediei al dramei. Deci, ce a făcut dumneavoastră este un lucru extraordinar. Așa au făcut și egiptenii citind Cartea Morților și tibetanii citind Cartea Morților tibetani, pentru că această experiență a materializării, a vederii de către, sigur, de către cei care sunt în jurul unui om care pleacă în universul, de fapt, univers paralel, universul de dincolo, a fost de foarte multe ori sezizată.
de multe. Eu am în familie pe cineva care a văzut cu câteva ore înainte pur și simplu această desprindere. Se pare că desprinderea corpului spiritual durează de mai multe ori, începe de mai mult și că omul devine conștient. Ceea ce spuneți dumneavoastră cu tatăl dumneavoastră este una din experiențele pe care literatura o menționează frecvent. Faptul că i-ați vorbit despre lucrul ăsta. Cumva l-am asistat. Este extrem de important. Da. Este extrem de important pentru că sunt foarte mulți oameni care pleacă pur și simplu confuzi și o lungă vreme spiritul rămâne confuz. Asta spune, încă o dată, ceea ce nu eu spun prima oară, ceea ce literatura, în clipa de față, este o întreagă literatură, începând de 75, spuneam cu Raymond Moody, cu Life After Life, sunt studii făcute în spitale, în laboratoare, cu monitorizări, cu toate mijloacele științifice actuale, prin care se demonstrează cert că noi nu suntem doar un corp fizic, suntem un corp spiritual care construiește un corp fizic prin care traversează o experiență a lumii fizice, după care merge într-un alt univers, acest corp fizic se detașează de corp, exact cum spuneți dumneavoastră, și merge într-un univers paralel, într-un univers spiritual. Spuneam că moartea nu este decât o experiență a conștiinței. Asta are alte consecințe, apropo de ce am discutat anterior. Toate lucrurile, vedeți, toate lucrurile care sunt din ultima oră au niște consecințe extraordinare din punct de vedere pragmatic, al înțelegerii situației în care lumea actuală se află. Deci ajunge la niște rezultate formidabile. Iată idee. Noi până acum am susținut că, și toată neurofiziologia, eu sunt neurolog, și aș fi obligat să spun asta, că creierul este cel care produce conștiința. Nu e adevărat. Ori demonstrăm prin asta că, de fapt, există o conștiință care își construiește, sau un spirit, dacă vreți, care își construiește un corp fizic, inclusiv creierul, prin care cumulează experiență și se înmulțește, da? Produce alte creiere, cu alte experiențe. Moartea nu este decât o trecere, o transcendere a conștiinței mele, cu toate informațiile din lumea asta. Atenție! Noi toți spunem că cu vârsta începem să uităm că multe din informațiile care le-am avut nu le avem. S-a constatat că dincolo, cel mai mic amănunt, cele mai mici elemente, nimic nu se pierde. Pierdem doar capacitatea de a evoca informația din creierul nostru, pentru că neuronii, într-adevăr, așa este, cum spune neurofiziologia, îi pierdem. Pierdem circa 2000 de neuroni zilnic, se spune că pierdem cele 100 de miliarde cu care ne naștem, dar nu numai adică asta. La un stres, la o supărare, o depresie, o tristețe, frică, pierdem infinit mai mulți neuroni, boli, etc., etc. Asta înseamnă că memoria tuturor lucrurilor pe care eu le acumulez, le memorez de-a lungul vieții mele, se situează în câmpul conștiinței și cu ele plecăm dincolo. Ce rost au toate lucrurile? Că până la urmă întrebarea este ce rost are viața. De aici deducem faptul că sensul existenței este acela ca prin spiritul noi să cumulăm informație din condiția fizică, care este o experiență unică. De aceea vin oamenii aici. Deci ceea ce se întâmplă în universul ăsta nu este idem cu ceea ce se întâmplă dincolo. De aceea este nevoie să traversăm o condiție noastră fizică. Și dincolo universul spiritual, noi îmbogățim universul în evoluția lui. Cu alte cuvinte, spun eu, metaforic desigur, că prin informația mea, poate că noi aprindem o nouă stea dincolo în univers. Că creăm așa o altă lume. Ceea ce mi se pare un lucru fantastic. În orice caz, ca o concluzie la experiența mea, pot să spun că mă simt foarte bine, adică în primul rând am mulțumirea datoria, că l-am asistat exact. Și că am convingerea că el a plecat în păcat și că am convingerea că a plecat într-o lume mai bună. Și asta mi-amintește de convingerea și credința dacilor care credeau în nemurire și care se bucurau la moartea cuiva, convinși fiind că merg în lumea lui Zamolxis, se întristau la naștere, știm ce așteaptă în lumea respectivă. Deci atât o experiență care pe mine mă face mai puternic, mai încrezător în viață și nici de cum nu mă doboară, nu mă face să mă ascund pe undeva rupt de... Sigur că este durerea faptului că nu o să mai fie lângă mine aici fizic, dar este certitudinea faptului că... Dar veți întâlni în mod categoric dincolo. Ce spuneți dumneavoastră este minunat. Și vreau să vă spun că până a fi tradusă la noi cartea lui Moody, Viața după viață, am ascultat-o pe un CD. A fost prima oară în viața mea când am avut un sentiment de fericire. Universul de dincolo există,
N-are importanță dacă este cum a fost descris de lege sau nu, important e că există, că este o continuitate și că în clipa în care te-ai născut om, ai o eternitate a Universului, ceea ce mi se pare fantastic. A fost prima oară un sentiment de trăire absolut plenară a ideii că viața nu se termină aici. Deci că experiența aceasta traversează în Universul. Mai mult, apropo de faptul că unii conștientizează momentul morții, vreau să vă spun următorul lucru și asta e extrem de important. Dumnealui era prezent acolo. Dumnealui vede tot ce fac cei din jurul lui. De aceea, în prezența oamenilor care decedează, este prudent să ne manifestăm oricum. Pentru că pur și simplu el asistă. Sunt relatări, de pildă, în studii de genul ăsta, în care într-un accident, insul era detașat ca spirit și vedea cum oamenii veneau și treceau prin el și se mirau, de acestea nu mă văd, pentru că corpul fizic îl vedeau care era căzut și decedat, dar pe el treceau pur și simplu prin el. Sau copiii care, de asemenea, mor și vin și încearcă să își consoleze părinții, încearcă să-l mângâie, numai că mâna lor trece prin ei fără să vadă. Cu alte cuvinte, ei văd o lungă vreme tot ce se întâmplă cu noi. Și mai ales se pare că tații sunt foarte legați de fiicele lor și mamele de băieți și se pare că din lumea, din universul, de dincolo, universul spiritual, ei ne protejează enorm de mult. Pe noi cei de aici. Noi nu-i vedem, dar prin evoluție eu am convingerea că odată noi vom ajunge să vedem lumea de dincolo prin această creștere a frecvenței. Aceasta înseamnă noua știință. Eu am mari speranțe că omenirea va fi cu totul alta. Și să ne gândim asta înseamnă consecințele pragmatice ale cunoașterii. Pentru că o știință care nu duce nicăieri e inutilă. Așa este. Și în finalul primei părți a emisiunii aș puncta cele două lucruri care pot să revoluționeze tot ce credem și știm noi despre viață. Odată că nu creierul este sursa conștiinței, cel este un instrument al conștiinței. În care conștiința se exprimă, cum am spus. Și nu ADN-ul este cel care decide, ci este un câmp morfogenetic, să-i spunem. Este doar o unealtă. Este o unealtă care poate fi rescris. Exact. Deci, spiritul nostru, deci există informații pre-genetică, pre-ADN. Cu această informație din câmpul cuantic, ADN-ul este doar instrumentul prin care, emistria cu care se construiește, dar câmpul morfogenetic, noi venim cu toată informația. În momentul când plecăm să ne creăm un corp fizic, ne-am programat până și culoarea ochilor. Toate însușile, tot. Și atunci noi alegem acea combinație, că noi ne alegem, părinții, ne alegem acea combinație de gene în care să creeze acele însușiri de care am nevoie pentru a parcurge o existență fizică. O nouă experiență. Ceea ce mi se pare formidabil. Încă o dată. Știința, noua știință, are o finalitate extraordinar de optimistă. Să dea Dumnezeu ca lucrurile să se întâmple așa. Înainte de a intra la pauză, i-am anunțat pe telespectatori că în partea a doua veți afla lucruri foarte, foarte interesante și merită să rămâneți aici. Vă semnalez apariția revistei de benzi desenate Legendele Dacilor, numărul 2, o revistă de care zic eu că au nevoie toți copiii. O revistă pe care o găsiți în 40 de orașe din țară, în chioșcurile de presă. Căutați-o, eu sunt convins că merită. Este o revistă la care eu sunt redactor șef și la care și-au adus contribuția doi artiști graficieni foarte talentați. Este vorba de Mihai Grejdeanu și Gabriel Tora și Mădălina Diaconu ca autoarea textului poveștii, uneia dintre poveștile din revistă. În același timp, vreau să vă semnalez și faptul că am început campania pentru anul 2015 de adunat fonduri pentru șantierele arheologice. Chiar dacă nu este emisiunea Adevărul Tulburătoare, unde discutăm aceste subiecte, mi-am propus să discut aici acest lucru. Cei care doriți, într-un fel sau altul, să susțină această activitate, puteți să trimiteți un SMS la numărul de telefon 7472, valabil în rețele telefonie mobilă. Trimiteți la acest număr 7472 cuvântul de cod DAVA,
și adresa dumneavoastră de e-mail. Jos pe la partea de jos a ecranului vedeți și informația în contul acestui SMS în valoare de 5 euro. Veți primi cartea în format digital Strămoșii noștri reali, Geții, Dacii, Tracii, Ilirii și de asemenea două colecții foto, una cu tăblițele de la Sinaia, cele 34 de tăblițe care mai există astăzi la Institutul de Arheologie din București și o colecție foto cu misteriosul mormânt al regelui Getodac Dromihete. Deci 7472, cuvântul de cod DAVA și adresa dumneavoastră de e-mail, valoarea unui SMS 5 euro, veți primi un mesaj de confirmare care va fi însă taxat normal. Mulțumim și ne întâlnim în câteva minute după pauza publicitară. Am revenit. Emisiunea, episodul acesta, care vrea să discute despre univers, între inteligență și întâmplare, vă pune în fața dumneavoastră două persoane care cred cu convingere în faptul că există un sens, că există o inteligență creatoare și în această parte a doua a emisiunii, cu ajutorul domnului profesor Dumitru Constantin Dulcan, vom vorbi despre inteligență, inteligența prezentă la diversele nivele de existență. Pentru că ea există peste tot, chiar și o formă de viață unicelulară este capabilă să selecteze mâncarea de care are nevoie, să se ferească de un element care poate produce vătămări. Deci ia decizii. Este o inteligență primară și care, așa cum spune foarte inspirat domnul profesor, își este suficientă ei însăși. Practic, fiecare ființă până la nivelul omului are o inteligență care poate acoperi necesitățile de bază, care înseamnă supraviețuirea și reproducerea. Autoconservarea și reproducerea. Mă repet, am spus, nu este dificil să sezizăm că la toate nivelurile de reprezentare, de manifestare ale lumii, vii sau nevii, putem să distingem o amprentă a inteligenței. Fără îndoială că noi, obișnuiți în mentalitatea comună, negăm inteligența dincolo de cea umană. Numai că inteligența umană este o inteligență de lux, în timp ce la toate celelalte niveluri, așa cum a spus dumneavoastră, fiecare ființă se ajunge sieși. Universul nu face acolo exces de inteligență, ci pur și simplu. O ființă are ca finalitate două elemente. Unu, autoconservare. Asta se înseamnă, unu, să știe să se hrănească, al doilea, evident, să evite condițiile care pot să o distrugă. Deci asta înseamnă că orice ființă, de la ființele monocelulare, cum sunt protozoale, fortigele și altele, știu să se orienteze în mediul lor, știu să se hrănească, deci întreprind acțiuni care corespund definiției de inteligență. Ce înțelegem prin inteligență? Este important și asta să discutăm. Termenul este interlegere. Interlegere înseamnă a înțelege conexiunea dintre o cauză și un efect sau conexiunea între două elemente. O acțiune adecvată. Să zicem, experiență care a fost făcută de către un profesor celebru la vremea domniei sale când trăia, academicianul Pora, pe platanul unui microscop a fost pus o picătură de tuș. În față un protozoar, un paramecium, cum se numește științific. Ei, sau pantofior în termenii populari. În momentul în care el merge și ajunge, pentru că are cil vibratil, și ajunge la pata de tuș și mi-a tot ocolește. Asta înseamnă că el a sezizat că această pată de tuș este nocivă. Da. Și ocolește. Exact a procedat ca și o ființă care este prevăzută cu sistem nervos. De fapt, noi avem la nivel uman suportul creierului pentru inteligență și la nivelurile inferioare există un sistem nervos mult mai rudimentar, dar la ființe monocelulare nu există. Întrebarea cheie este cum se orientează ființele monocelulare, pentru că totuși acolo... Dacă n-au creier și sistem nervos. Exact, n-au sistem nervos. Unul din capitole pe care le-am scris atunci și în care mi-a pus mari întrebări, dacă sistemul nervos este suportul procesării informației la nivelul tuturor ființelor care disting sau dețin sistem nervos, ce se petrece la nivel monocelular? Ceea ce este extrem de interesant și merită să discutăm. Dar să plecăm pe nivelul de inteligență. Cred că este cel mai original capitol pe care l-am scris. Nicăieri nu le veți vedea asta
detaliate în această manieră. Deci primul nivel eu l-am numit inteligența cristalizată la nivelul materiei, adică acel care se exprimă prin valență. Am mai spus, întotdeauna, doi atomi de hidrogen și unul de oxigen vor da o moleculă de apă. Caracteristica acestei inteligențe este exactitatea. Este o inteligență fiabilă. Întotdeauna aceeași o bază și un acid vor da o sare. Niciodată nu vor da altceva. La nivel uman, inteligența este manifestată nu la modul strict exact matematic. Adică omul încearcă, poate să greșească, deci merge încercare, eroare, succes. Pentru că omul este singura ființă care are această capacitate să se zizeze și să se corecteze pe sine. Grație acestui fapt că eu pot să mă corectez, am creat o civilizație. Ne-am desprins din grotă, ne-am desprins din peșteră. Am evoluat spre lumea actuală, tocmai pentru că inteligența mea mi-a permis această accesibilitate, această larghețe. Ori la toate celelalte nivele care mă preced ființa umană, nu există această larghețe. Acolo totul este strict exact. Dar asta este extrem de important pentru că și lor, la rândul acestor ființe, li s-a dat o capacitate de deliberare. Deci, spuneam că primul nivel este cel al inteligenței cristalizate în materie, care funcționează la nivel de valență. Am lămurit lucrurile. A doua, este prezentă în structurile vii. Eu am numit asta inteligență bazală neverbalizată, adică ființele care nu se exprimă prin limbaj articulat. Unde le întâlnim? Întâlnim la toate celulele, întâlnim inteligență în instincte și în condițiile de deliberare, adică unde se traduce, unde ființa ia o hotărâre sau alta, o decizie sau alta. Raționează, discriminează un element de altul, ăsta da, ăsta nu. Ce înseamnă o inteligență la nivel de celule? Asta am scris în 1981. Concepția mea despre univers îmi spunea că există o inteligență la nivelul tuturor lucrurilor. Și constatam că și la nivelul celulei, dar celula nu are sistem nervos în sine, ea. Mai ales dacă este o ființă independentă, cum sunt monocelulare, protozoarele. Au cili. Acești cili se mișcă într-o ordine foarte regulată, ceea ce înseamnă ca un centru de comandă. Și atunci am spus... Pentru că s-a mișcat... Exact, absolut. Ori, cum n-au sistem nervos, atunci trebuie să credem că există un alt centru de comandă. În clipa de față știm că orice celulă dispune de propria inteligență. Eu spuneam lucrul ăsta în 1981. Iată că în 2005, Bruce Lipton, un cercetător și biolog, vine cu același lucru și spune orice celulă are capacitatea de a discrimina în mediu, e capabilă să perceapă o conștiință, membrana este creierul celulei. Foarte interesant, nu ADN-ul. Exact, pe care presupuneam a fi. Și nu ADN-ul, ci membrana, lucru interesant. Și în interiorul celulei, deci ea primește informație de la mediu, de fapt este ceea ce și Lamarck a spus primul. Și Lamarck a vorbit despre evoluție, dar Lamarck spunea că evoluția se face prin dependența de mediu, deci influența mediului asupra celulei, asupra structurilor vii, în speță ADN-ului, în timp ce Darwin a luat ca element fundamental întâmplarea. Întâmplarea n-a generat niciodată niște forme fiabile, funcționale. Da. O celulă are logica ei. Dacă întâmplarea este un fenomen ilogic, ea nu poate să ducă la o finalitate logică. Plus că toate speciile, toată evoluția ar însemna că este un rezultat unui șir lung de întâmplări care toate au dus la progres. Asta e întrebarea. Dacă materia e oarbă, cum pretindem noi, în virtutea concepției astea materialiste, de ce este o evoluție continuă? Pentru că dacă e orb, numai evoluția poate să fie înainte, înapoi, nu? Da. Dacă presupunem că ființa umană la origine este rezultatul unui cuplu de două antropoide, de ce omul nu poate și el la rândul lui să nască un antropoid, o maimuță, să zicem așa? Da. Pentru că întâmplarea te poate duce înainte și înapoi. De ce generează un progres? Dacă generează progres, nu mai e întâmplare. Și atunci, dintr-o dată, vorbim de o intenție în evoluție. Este exact ce a spus și Lamarck, este exact ce ne spune iată și alți cercetători pe care i-am citat în clipa de față. Deci, celula are capacitatea de a se orienta, de a se adapta la factorii de mediu și, în consecință, putem să înțelegem în felul ăsta evoluția. Alt tip de inteligență este inteligența umană, pe care o numesc inteligență verbalizată. Ei, aici am intrat la conștiința umană. Înainte de asta, pentru că mai sunt niște faze, adică aș... Doriți să vorbim puțin despre lumea vegetală și lumea animală, unde sunt exact niște dovezi excepționale care arată existența unei inteligențe. Să începem cu instinctele. Ce sunt instinctele? Păi instinctele, bun, științific, sunt niște reflexe necondiționate. Dar
în realitate. Instinctele sunt tezaurizări de inteligență. Instinctele sunt măsuri pe care specia și el ia pentru a se putea continua, autoconserva și perpetua. Deci, instinctul conține în sine o inteligență, este o inteligență a naturii. Doi, asta înseamnă, am văzut, uite, zilele trecute, un film care m-a impresionat, o femeie orangutan naște un pui. Dom'le, nu cred că am văzut vreodată o mamă care să fi fost atât de fascinată de puiul ăla. Pur și simplu, îl săruta, îl mângâia, era ceva colosal. Dom'le, era un animal, dom'le, până la urmă, era departe de inteligența noastră umană. Dar am sezizat atunci cum natura poate să creeze acele instincte fantastice prin care să permită perpetuarea. Puiul l-a lăsat singur, ar fi murit. Și atunci, o altă instanță i-a dat acest instinct de protecție colosală. Da, eu zic, pentru atei, cea mai demolatoare dovadă a faptului că există o inteligență, există un program de dezvoltare și de evoluție, este modul în care o omidă se transformă într-un fluture. Toată metamorfoza ei. Pentru că nu poți să spui că inteligența sau, mă rog, specia omizilor, da, a generat acel fenomen spectaculos. Este clar, pentru că omida are o viață, merge, consumă, își construiește în final coconul, unde omida se dizolvă, devine o masă gelatinoasă, din care, sub imperiul unui program de o complexitate colosală, apare o ființă cu și întotdeauna totul același. Și întotdeauna același. Dacă era întâmplare, putea să rateze, nu? Păi, cum am putea să spunem că este un salt uriaș de la faza de omidă, la cea de fluture, care nu își poate găsi nicio explicație în accident, ci doar într-un program inteligent impus de o inteligență superioară a acelei specii? Da, știți că și se întâlnește și formăm de crisalidă la fluturi care pot să rămână în starea asta zeci, sute de ani și întotdeauna când găsesc condițiile, revin la viață. Mi se par lucruri formidabile. Deci vorbim de o inteligență la nivel de instincte. Orice am spus noi despre toate celelalte animale care n-au limbaj articulat ca noi, că sunt dobitoace. Și am scris puțin ironic, s-ar putea și ele să se gândească la noi, să gândească la fel despre noi. Nu sunt dobitoace. Sunt ființe inteligente, dar lor li s-a dat de către natură, univers, Dumnezeu sau cine vrem, în funcție de ce credem noi, li s-a dat acea inteligență strictă de care avea nevoie. Dacă nu face calcule matematice ca mine, asta nu înseamnă că mai e dobitoacă. Dar să vă spun altceva, apropo. Toate cloștile își recunosc puii și știu când lipsesc. Toate ființele gregare, cum sunt albinele și furnicile. Deci ele sunt pe forme diferite. Cele care păzesc acolo n-au nevoie de palpi puternici, ci cele care sunt soldați, care apără. În luptele lor de apărare, de lucru, mor. E bine, ele știu întotdeauna să înlocuiască numărul celor care au murit cu celor care știu care sunt necesitățile. Exact. Și hrănesc pupele diferențiate în funcție de nevoile pe care le au. Cum înnumără? Da, nu numai asta, cum înnumără. Cum e posibil ca din același material genetic... Asta este un lucru colosal. Asta este un lucru colosal. Deci, practic, este, să zicem, o bilă roșie. Absolut, da? Din care albinele, acum vorbim așa, face din bila roșie, face un castravete, din altă bilă roșie face o roșie, o, nu știu, un măr, din altă bilă roșie face orice altceva, orice formă. Deci, practic, face trântor, face matcă, face luptător, este capabil, prin modul în care hrănește, hrănirea diferită generează în materialul genetic de bază, naște o altă formă de viață, care poate să fie este cu atribuții total diferite. Deci să zizească doar prin hrănire diferențiată. Noi n-am reușit această performanță, să facem mutații genetice sau obținem forme genetice prin, să zicem, o condiție a unei diete alimentare. Dar faptul că există un program, un câmp formator, este dovedit și în experiențele făcute pe diverse animale în care au fost fotografiate. Se ia o parte din... cum s-a făcut experiment pe... Cu transplantul de... sau la membre, de pildă, sau la nivelul ochiului. Da. Te-ai fi așteptat să crească membre... Exact, la broască, la embrion. Embrionii de broască. Ei, te-ai fi așteptat, nu, ca acolo să apară de vreme deci ce... A luat de la ochi exact. Și a pus în altă parte. Ei,
nu s-a întâmplat decât exact în zona respectivă să apară, dacă s-a luat ochi la ochi și s-a adaptat absolut acolo. Pentru că bine, chiar s-au inversat picioarele. Biologii vorbesc în cazul ăsta de un fel de chimism al zonei și că orice transplant la nivelul zonei respective ar împrumuta forma lor. Cert este că este un program, un model morfogenetic, pentru că am explicat încă o dată și aici că în momentul în care se formează organe, se formează separat. Ori noi, prin genetica actuală, nu putem să explicăm decât ce se întâmplă la nivelul unei celule. Dar nu putem să explicăm cum organe care sunt disparate sunt conectate. Spuneam că cordul apare după 21 de zile, aproximativ 21 de zile, creierul după 3 luni. Când apare cordul, începe prin automatism să circule, să bată cu viteză 150 de bătăi pe minut. Când apare creierul, trimite nervi, îl conectează și preia bătăile inimii care corespund adultului viitor. Cum știe nervul să se ducă la inimă, la diafragm, la stomac, la toate chestiile? Și cum dintr-un spermatozoid și un ovul apar toate aceste organe, toată această complexitate fantastică, care este corpul uman? Este evident că este un program de inteligență colosală. Și un program la un nivel mult mai mare decât al ADN-ului. Asta, da. Că ADN-ul poartă în sine informația, este fără dubiu. Dar spuneam că el devine, în cazul ăsta, un instrument în cadrul acestui program, acestui model morfogenetic general care construiește o ființă. Ceea ce mi se pare extraordinar. Încă o dată, este invizibil, dar avem demonstrația lui că deja el este programat de o altă minte, o altă rațiune. La nivelul plantelor, acum știm, uite, răposata Mary Godeanu s-a ocupat foarte mult de plante, de sensibilitatea la plante. În Occident, Cliff Baxter e cunoscut în chestia asta, Chandra Bose în India. Deci avem o serie întreagă de dovezi, de studii științifice în care se demonstrează că plantele sunt capabile să perceapă semnificația gândului și acțiunilor umane, ceea ce mi se pare un lucru colosal. Mi-a trebuit mult timp să înțeleg cum pot să explic eu că o plantă sezizează o intenție negativă, că vreau să-i dau foc, că vreau să o rup, de pildă, o frunză din ea. Asta înseamnă că în momentul în care noi gândim, emitem și un câmp corespunzător, modulat în semnal de informație, care corespunde semnificației gândului meu și pe care are impact asupra câmpului plantei. Deci, dacă gândul meu are semnificație pozitivă, planta îl sezizează și pur și simplu nu se întâmplă nimic, dar dacă gândul meu are o semnificație negativă, ea reacționează în alertă. De pildă, s-au monitorizat plantele într-un lan de fân. Capătul de aici a început să-l cosească și plantele de aici au început să intre în agitație. Astea de aici, deci cele de aici, le-au transmis informația, atenție. Sunt lucruri formidabile. Lucrul ăsta a fost folosit până și în agricultură pentru a scăpa de unii dăunători. Deci există deja cărți foarte multe scrise pe domeniul ăsta despre sensibilitatea la plante, dar asta spune un singur lucru. Că tot ceea ce este universul ăsta, inclusiv materia nevie, se dezvoltă, există și se manifestă sub imperiul unei minți, unei inteligențe. Ne place sintagma pe care o folosesc tradiția, nu ne place, putem să folosim oricare alta, să-i spunem inteligență, să-i spunem conștiință, orice vrem, dar atâta vreme cât ea conține o informație, informația înseamnă inteligență, deci este sursa unei inteligențe. Iar ne ajungem la ideea că există o intenție univers. Se apropie Paștele. Hai să spunem lucrurilor pe nume. Acesta este ceea ce numim Dumnezeu. Da. Păi cred că cu asta și putem încheia, pentru că e cel mai frumos final, să avem încredere, să credem Absolut. Că viața are un sens, că nu se sfârșește nimic și că noi, prin transformarea noastră, putem să descoperim misterele Universului aici sau în lumea de dincolo. Vă mulțumesc foarte mult. Cei care doriți să susțineți campania de cercetare arheologică pe anul 2015, puteți să cumpărați de la noi cartea Strămoșii noștri reali în format digital și două colecții foto, una cu tăblițele de la Sinaia, ultimele 34 care se găsesc astăzi la Institutul de Arheologie, și o colecție foto cu misteriosul mormânt al regelui Getodac Dromihete, trimițând un SMS la numărul de telefon 7472, unde expediați cuvântul de cod DAVA și adresa dumneavoastră de e-mail.
veți primi un mesaj de confirmare, care însă este taxat normal. Așadar, trimiteți un SMS la 7472, cuvântul de cod DAVA și adresa de e-mail, ca să vă putem trimite cele trei materiale pe care le achiziționați în acest fel. Mulțumim, toate cele bune, ne vedem peste o săptămână.